Elevii și preșcolarii nu au făcut cursuri astăzi, 5 octombrie, de ziua internațională a educației. Educația ne dezvoltă, ne dă încredere că putem performa profesional și ne oferă baza pentru o viață în armonie. Ziua Mondială a Educației are ca scop sensibilizarea cu privire la importanța rolului jucat de profesorii din întreaga lume. Aceștia își dedică viața adesea pentru un salariu foarte mic, pentru a avea un impact asupra modului în care copiii învață, cresc și se transformă în adulți. Președintele Consiliului Județean Mehedințea la Din Georgescu a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile pentru toate cadrele didactice, dar și pentru elevii județului nostru. De ziua mondială a educației, transmit gânduri bune tuturor dascălilor și personalului angrenat în procesul educațional. În ultimii ani, cu toții au fost nevoiți să adapteze profesia, atât în noilor performanțe digitale, cât și situației sanitare, care a îngreunat toate domeniile de activitate. Pentru răbdarea, perseverența de a oferi educație noilor generații, chiar și în cele mai dificile situații, cadrele didactice merită toată aprecierea noastră și sprijinul la nivel politic și administrativ. La mulți ani tuturor și multă sănătate. Responsabilitatea de a educa generațiile viitoare nu este deloc ușoară, așa că Ziua Mondială a Educației este o oportunitate excelentă pentru a arăta puțină recunoștință pentru acești oameni dedicați și importanți din viețile noastre.